născut la 21 august 1972 în satul Costuleni, raionul Ungheni. Este multiplu campion al Republicii Moldova la box, participant la Jocurile Olimpice din Atlanta 1996, medaliat cu argint la Cupa Europei în 1999, autor al monografiei Problema Basarabiei și relațiile sovieto-române în perioada interbelică. Fost ministru al tineretului și sportului al Republicii Moldova în perioada 26 februarie-30 mai 2013. Viorica Țicu, născută la 4 martie 1976 în satul Molești, raionul Glodeni. Lector superior universitar la Catedra Relații Internaționale și Politologie, secretar științific al Institutului de Istorie și Științe Politice. Relația lor a trecut de la o extremă la alta. Din prima zi când s-au văzut, nu s-au plăcut deloc. Ba chiar câteva săptămâni bune s-au urât unul pe altul. Am invitat acest cuplu minunat la o discuție sinceră care de altfel ne-a uimit prin povestea lor de dragoste, plină de suișuri și coborâșuri. Viața lor s-a schimbat total, de la o declarație de dragoste total neașteptată, la vestea că vor deveni părinți. Niciunul dintre ei nu s-ar fi gândit că vor forma un cuplu mai mult de 10 ani, deoarece toată aventura a pornit de la o ură reciprocă. Doi oameni frumoși și sinceri, un cuplu de la care ai ce învăța multe. De 14 ne știm, de 13 ne... Ne-am întâlnit prima oară pe 18 august 2002. Când eu împlineam 30 de ani, peste 3 zile. El a fost șeful meu. A fost la seră, la universitate ne-am cunoscut. Conjunctura inițial nu prea a fost agreabilă. Pentru că așa avea el o atitudine foarte delicată față de colectivul de fete, pentru că noi eram mai multe fete la catedră. Avea așa o atitudine de boxer, foarte rigidă. Până anii apropia, cred că am scris vreo 3 cereri de eliberare din serviciu. Știți cum e? Eu am fost printre primii oameni care am văzut când am venit la facultate. Pentru că a venit invitația, eu trebuia să mă întâlnesc cu domnul Parasca și domnul Parasca a chemat-o Viorica de acasă. Asta da, și asta tot și este era cum... foarte nervoasă când a venit. În minte era într-o rochie roșie, așa. Și am remarcat-o dintr-o dată. În ziua aceea nu a fost nimic deosebit. Noi abia în procesul... Eu nu aveam nicio experiență academică. Veneam din ringul de box exact la catedră. Și Viorica vrea foarte mult să mă ajute. Și mie mi se părea că se bagă prea mult în sufletul meu, așa cum o făceau și mai multe fete. Și au apărut scânteii. Într-adevăr, de vreo câteva ori au plecat, mi-a trântit ușa în nas. Era foarte... spărată, zicea acasă, plângea împreună cu sora ei și mă blestemau și până la urmă a ieșit o istorie interesantă. Și noi nu făceam prea multe, nu făceam prea mult tam-tam din asta, noi eram fericiți, pe noi nu ne interesa ce se întâmpla în jur, noi ne vedeam de ale noastre, în cadrul cursurilor eram foarte serioși, în afara orelor ne vedeam de viața noastră. Puțin, atrăgeam atenție și poate că asta ne-a luat așa valul, ne-a luat într-atât de tare că nici nu observam ce vorbește lumea în jur și chiar nici nu m-a interesat. Și noi uneori regretăm faptul că nu mai suntem împreună pentru că a durat foarte mult. Mai suntem la serviciu împreună. La serviciu nu mai suntem împreună. Am fost 11 ani între același... colectiv, eram acasă și la servici, era același mediu, practic, eram un tot întreg. Și atunci când am plecat la Olim, un pic și relația a avut de suferit un pic și nu a fost ușor pentru ambii. Cererea la căsătorie putea să fie numai într-un singur loc, Piața Unirii la Iași. Bine, Piața Unirii a fost contextual, putea fi oricare loc, dar noi am vrut neapărat la Iași, pentru că Iași a fost orașul care m-a consacrat, mi-a dat identitate de istoric, sportiv, m-a format ca personalitate și am vrut foarte mult ca Viorica să meargă la Iași, și cererea în căsătorie, desigur, a fost făcută în trei, pentru că Andrieș era pe drum,
Și, prin urmare, la procesiune au participat toți membrii familiei noastre. Noi, până în prezent, adorăm filmele romantice. Noi putem să ne amintim și, nu știu... Chiar la început relației noastre, da. Stăteam, ne plăcea să privim filme romantice. Și amândoi, Rica are o fire foarte fină, așa, sensibilă, dintr-un anumit punct de vedere. Noi suntem foarte deosebiți. Ei mi-a trebuit foarte mult să mă adaptez la fel ei, imediat plângăcios, așa, într-un fel. Ea se adaptează la caracterul meu foarte dur, uneori perfecționist, așa, de felul meu. Dar a fost, până la urmă, ne-am ridicat amândoi, eu coborând într-un anumit punct de vedere, iar ridicându-se. Chiar în anumite momente m-a surprins prin felul ei decisiv de a lua anumite decizii în viață. Și mi-a plăcut foarte mult la Viorica din start. Eu încă făceam box, eram sportiv de performanță și mi-aduc aminte foarte bine această ultimă perioadă în care ea chiar s-a implicat din toate punctele de vedere să mă susține ca eu să reușesc să fiu și un profesor exemplar, șef de catedră și să reușesc în continuare să fac box. Și perioada asta a fost una probabil a deciziilor pentru ambii și cea care ne-a unit până la urmă. Când a apărut Andrieș, eu am lăsat totul într-o deoparte, carieră, tot. Până Andrieș a mers la școală, eu m-am dedicat în totalitate. Cred că prima dată când eu mi-am permis să plec, să am o ieșire, asta a fost pe la 5 ani în Polonia, da? Asta atunci prima dată, da, la vreo 5 ani jumate. Și atunci mi-a zis Andrieș, mama, știi că ai fost plecată, tata m-a hrănit numai cu sushi. Nu-mi place natura ei plângăcioasă. Asta cel mai mult nu pot suport. Și faptul că ea ține prea mult în ea. Uneori mi-aș dori să comunice, deci rabdă în ea până îmi dau eu seama. Deja pe mine mă răzghește, cum zic moldovenii. Și... Dar astea sunt chestii care m-au obișnuit. La început eram foarte greu, nu înțelegeam, mă enerva asta. Dar în rest, aș dori tuturor să aibă așa soție. Câteodată ce mă deranjează, că prea se implică în unele activități, iată, prea mult se dăruie, se dedică și uneori într-atât de mult că nici nu-și dă seama că oamenii încep să-l folosească. Dar Octavian este sportiv în primul rând și el își dă seama și atunci revine totul la normal. Am fost în 36 de țări, iar în 7 am trăit mai mult de jumătate de an. Și oricum ne-am întors, eu m-am întors, Viorica s-a întors și ea de la București. Și nu văd de ce am plecat, pentru că asta este locul unde ne-am născut, unde mă simt cel mai bine, unde sunt părinții, unde sunt lucrurile importante de făcut. Și în plus, noi trăim într-o lume atât de globalizată și schimbată, încât circulația asta academică permanentă pe care o am, nu-mi dă senzația că aș fi ancorat undeva permanent. Am impresia că sunt peste tot și, sigur, în ultimul timp am fost mai mult legat, pentru că am început să fiu prezentator TV și emisiunile astea îmi iau timp și necesitatea de a fi prezent. Nu știu cum o să mă descurc cu asta pe viitor, pentru că am chiar multe proiecte în care sunt nevoit să plec. Dar în rest, la noi nu a fost niciodată discuții sau probleme în familie că am vrea să plecăm. Cu excepția, poate, ne-am fi dorit să plecăm pe o anumită perioadă. Dar asta din raționamentul și ai dat lui Andrieș un pic, ca altfel să vadă lumea și pentru mine ca dimensiune academică și pentru Viorica, pentru limba engleză, cred că mai mult. Dar eu îmi iubesc foarte mult părinții. Eu nu știu dacă aș putea vreodată să-i părăsesc. Și eu dacă nu aud pe mama o zi la telefon, mie mi se pare, nu știu, eu nu aș putea. Eu i-am zis de un milion de ori că nu aș putea să-i părăsesc. Nu aș putea să-i părăsesc pentru că
Ei atât de mult au investit în noi. Octavian. Și i-am spus și o poezie. O țineți minte? Da. Domnișoară din Molești, n-ai vrea tu să mă iubești. Econom. Octavian. Viorica. Da, ambii suntem. Da. Octavian. Eu. Viorica. Ea super cel mai des. Octavian. Și mie îmi plac cadourile și ei îmi plac cadourile, dar... Ambii. Cum am prins la gândul că nu prea fac cadouri, am așa scurt circuitul la făcut cadouri și am impresia că chiar și ne-am înțeles să nu mai facem cadouri. Îmi plac florile și îmi place să-i aduc flori. Când ne-am spus că eu sunt însărcinat și îl aștept pe Andrieș. Avem foarte multe cadouri pentru că la anumite manifestări sau la anumite evenimente îi făceam cadouri. Și ele sunt multe adunate, delfinaș, mergele, parfumuri. Băieții, tata și Condrieș. Eu nici nu știu când mănâncă ea, de fapt. Mănânc eu cel mai mult, dar vreau să vă spun că acum Andrieș începe să mă ajungă. El mănâncă ca un bărbat, uneori chiar mă depășește, se laudă cu asta. Așa, un film romantic, o toamnă la New York. Noi am văzut filmul cu Keanu Reeves și... cum o cheamă? November... Nu. Și Legendele toamnei l-am văzut de multe ori cu Brad Pitt și... și filmul care l-a nominalizat și Verica, dar sunt filme care le-am văzut de multe ori împreună. Deci ai, nu cred că am avea dileme, deși nu știu. La noi Andrieș s-a născut sub ploaia de cargo, pentru că atunci abia apăruse și mi-aduc aminte că noi dimineața ne trezeam și dansam sub muzica asta. Eram tocmai, am început să fim împreună, a apărut ca melodia asta a lui Cargo, ploaia. Și dimineața, la prima oră, noi ne trezeam, aprindeam televizorul, cum începea melodia asta, cum noi dansam în casă și Andrieș, probabil, nu știu, din burtică. Și el acum reacționează așa într-un fel aparte și chiar îi place, pentru că ea are un pic și note de rock și a preluat foarte mult.